Alexandru, spune-mi, te rog, când ai fost eliberat? În data de 27 iunie 2003. Acum, zilele trecute. Da, joi. În ce condiții s-a întâmplat asta? În condițiile că seara am ieșit la control, ca în fiecare seară, dimineață și seară, și mie mi-a spus, Coliban, ești chemat la punctul de control. Eu, niște gânduri, mă gândeam că ar fi ceva foie să-mi spună că iar nicio schimbare nu am. Mă duc încă cu un băiat care își dea mâncărină și el mă spune, acum și îți dă drum. Nu cred în asta, nu cred. Duc și mă acolo și mi-a spus, Coliban, tu ai zis, nu uite, pentru că să strângi lucrurile și părăsești zona. Eu... Cum ai reacționat? Cum? Isterică numai când am arătat, înăuntru isterică era. Cioarele mi s-au muiat, nu puteam vorbi, asta câteva secunde. După aia m-am dus, m-am schimbat, mi-a dat certificatul de eliberare și... Cât timp te-au ținut? Un an și 18 zile. Dar pentru ce? Le-am încurcat la legile lor, după spusul lor. Și în ce constă? Pentru ce articol ai fost condamnat? Articolul 137.2. Care ce spune? Alineatul 2, punctul A și B. Din legea lor, de acolo? Da, din legea lor. Dar unde ai fost deținut? La Grigoriopol. Raionul Grigoriopol, satul Clinaia. Și ce anume, de ce erai acuzat? Acuzat, în limba rusă, spune, «Воспрепятствие осуществлению свободного выбора граждан во время предвыборной кампании, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Și asta cum a fost, de fapt? De fapt, cum a fost? Ai fost implicat în campanie electorală? Dacă se poate spus, da, am fost implicat în campanie, numai că cu ce implicat? Să găsesc niște persoane care să înclei pe stâlpi, pe garduri, niște afișe. Afișe. La mine, asta eu am crezut, niște bani de câștigat, am avut niște cunoscuți în Transnistria, le-am sunat, au fost de acord, am găsit băiețul. Și persoana care v-a oferit astfel de activitate, cine? Adică ea a fost și ea cercetat pe noi? Da, ea, el a șezut, Dumitru, el a șezut 5 luni, după asta a fost grațiat, tot de Șefciuc. El cetățean al Transnistriei? Al Ucrainei. Și străin și el? Da. Dar ce ați făcut voi acolo? Ce a fost considerat de ei ilegal? Asta, că am încleiat împotriva... Și ce conțineau afișele? Niște afirmații de risc, cum s-ar spune. Ce anume? Că niște demotivatori. Una, ci că acolo este fotografia lui Șefciuc. Uh-huh. Și s-a scris, eu am mașină Land Cruiser, dar tu nu ai. Cam de sensul ăsta. Deci tu pentru asta ai stat după grate? Da. Cât ți-au dat de tot? 2 ani și 6 luni. Din cât înțeleg, ai reușit să te plângi la CEDO pe arestul respectiv? Este. Deci părinții... ai trimis un dosar la CEDO? Da, părinții mei l-au trimis, nu eu, dar părinții mei, dar și eu am de gând la CEDO să dau... Dar părinții au plâns pe alt fapt sau pe faptul reținerii tale? Pe faptul reținerii mele. Ai un avocat? Da, Pavel Costică, de la Promolex. Deci ai colaborare cu asociații? Da. Dacă poți să ne zici cum a fost anul ăsta în temnița lor? În câteva cuvinte sau mai multe cuvinte nu pot să cum le dau. Tu? Este strașnic, lung. Durată pentru cineva le pare un an așa, un an scurt. Țin. Pentru mine un an a fost ca 10. Spun, eu prea multe am trecut, prea multe evenimente timp de acest an a fost, prea multe. S-a făcut vreo presiune asupra ta ca să-ți asumi altă vină? Nu. Din considerentul ăsta... Deci doar pentru ce ai fost condamnat? Pentru ce am fost condamnat, fiindcă eu am luat vina a băieților care au lipit. Deci vina grupului ți-ai asumat-o da, tu? Da, fiindcă să nu șadă toți băieții. Am luat asupra mea cu gândul că tot voi fi eliberat. Și n-a fost lucrul ăsta? Nu. Mine avocatul care l-am avut în Transnistria, a lor avocat, care părinții mei l-au plătit cu bani buni,
și nu te apără. Nu te apără. El îmi spunea că va fi sentință la sentință acolo una altă și pe tine te vor elibera. Ok, eu când dat, iau vina asupra mea toată, spun da, eu am făcut. La un moment dat, îmi spun, 2 ani și să de colonii. Nu a rămas șocat. Nu ai avut posibilitatea să dai la curtea de apel, să contești? Am dat la acolo... Deci asta era o decizie definitivă. Este, cum să spun, tot la judecătoria care te-a judecat, după aia judecătoria supremă. Numai două instanțe. Am apelat și la una și la alta, mi-a venit răspuns că la dumneavoastră este... Deci s-a respectat legea. Da, este respectată legea, este conform legii tot, și anii tot. Șez și nu spun nimic. Așa. Mai erau oameni care stăteau pe astfel de articole? Nu, eu unicul deținut cu așa articol politic. Și condițiile de detenție, regimul care era? Regim, cum să spun, adică comun. Special, comun. Nu, regim comun, nu special. Deci nu era tratat ca deținut politic? Nu, dar condițiile lasă de dorit, aproximativ spartanice. Detaliază, dacă poți. Cum să vă spun... Dar ce era stresant acolo? Stresant atmosfera. Anume atmosfera care... nervi, fiecare, fiindcă acolo eu, ok, am puțin șezut în vedere la alți deținuți care erau băieți care șed deja 10 ani, 13 ani, 15 ani sau de 8 ani care șed. La dâns nervii se finish deja. Și în fiecare zi ceva, din cauza la anumite fleacuri, puteau să preseze moral, psihologic. Da, lumea acolo pentru ce mai stătea de obicei? Majoritatea pentru furturi și bătăi. Cetățeni din Moldova mai sunt? Sunt cetățeni din Moldova care șed acolo pentru narcotice. Ce fel de infracțiuni? Narcotice, contrabande, furturi și bătăi. Da, asistență juridică i-au avut, avocați au avut, nu știu. Nu m-am detaliat, n-am intrat în așa. Nu cunoști niciun caz în care oamenii să ceară intervenția organelor, să fie eliberați înainte de termen? Eu cunosc un băiat care a scris la instanțele de acolo. Și are vreun răspuns? Da, din suma care i-a dat-o de ani, 25 de ani, el deja cum a scos în jurul 15 ani. În total 10. Da, tu când ai fost eliberat, ce explicație ai primit? De ce te-au eliberat înainte? Am fost grațiat. Grațiat? De președintele lor? Da. Și că numai, un ordin numai pe numele meu. Fiindcă eu am primit undeva 3 săptămâni în urmă. Da, pe 7 sau pe 8 iunie am primit răspuns negativ. Răspuns negativ, da. Respingere la scrisoarea mea. Demersul tău, da. Dar a doua zi de dimineață mă chema și mi-a spus, mai scrie încă o dată, fiindcă de la Tiraspol și mi-a spus, scriu. Ok, am scris. Peste două săptămâni, rezultatul, sunt acasă. Acum ce o să faci? Continui să lupți până la capăt, să obții? Să lupți asta, așa, mă rog, pentru drepturile tale, consideri că au fost încălcate drepturile sau nu? Da, au fost încălcate. Deci tu un an ai stat după gratii degeaba. Da, eu voi continua să măcar să-mi recompensă să am pentru asta. Nu că recompensă. Fost odată reținut înainte de? Da, prima dată. Prima dată când am fost reținut, asta a fost 24 octombrie 2011. Asta chiar când s-a început campania electorală de MGB-ul lor. Acum, și atunci ce vreau de la tine? Pentru cazul dat. Eu am fost eliberat
Să nu ieși din țară. Condiționat. Condiționat că să nu ieși din țară. Să nu ieși de Moldova sau să nu ieși de la ei? Din Transnistria. Măcar că sunt cetățean al Republicii Moldova. Și cum ți-au explicat? Că ești sub cercetare sau de ce? Da. Și atunci ți-au arătat de ce ești învinuit sau nu știai? Da. Deci tu aveai un document, știai că ești învinuit. Nu, nu avem niciun document. Deci tu ai spus numai verbal. Verbal. Tot era pe foaie. Și mai departe? Ai riscat totuși să te întorci. Dar nu că am riscat. Eu am întrebat omul... Cunoscuți? Следователи. A, anchetatorul l-a întrebat? Anchetatorul, eu l-am întrebat cum să mă întorc înapoi în Chișinău, la învățătură mai departe. El îmi spune... Îți scriu o foiță la vamă, dacă te oprești, acolo este numărul meu. E Samson și tot o să fie normal. Ok. Și te-ai dus? M-am dus la vamă și nu m-a oprit nimic. Am trecut normal vama, am venit în Chișinău, mai departe eu încep să continui studiile. Deci din 2011 lucram. Până în 2012 ți-ai văzut de viața ta. Da. Și eu și cum te auzind reținut? Că pe... Alți colegii căutau? Care, coleg care și de acolo, omul care mi-a dat mie lucrul ăsta, l-au eliberat, l-au grățat. Eu auzând aceasta, gata, s-a terminat. Nu s-a terminat. În iunie 2012, 9 iunie, m-au reținut la vamă. Când intram în Transnistria, dar la sentință, ei au motivat că eu ieșeam din Transnistria pe 9 iunie. Și nu mă credeau pe mine, nu credeau părinții mei. Eu le-am spus că eu am și marturi, o rutieră întreagă, eu vin din Chișinău în Transnistria. Eu am spus. Oricum, tu aveai interdicția de a nu ieși din Transnistria, nu din Moldova. Da, da, eu nu înțeleg, eu le spun, eu deja ca să fie poate vină, nu că vină, dar... Oricum nu schimba mare lucru. Tu erai acuzat de altceva, erai acuzat pentru ce ai lipit, nu altceva. Da, dar eu motivat că noi te ținem sub strajă din cauza că tu ai fugit de la noi. Clar. Așa mi-au spus. Ai de gând să mai revii prin Transnistria? Nu. Deja ți-ai în grijă. Nu mai mor încolo. Mă vor duce. Eu singur. Mersi.